În 9 mai de Ziua Europei, Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei, a organizat un meeting la Timișoara, la Sala Olimpia, prin care s-a dat și startul campaniei electorale. Pornind de la premisa că nu există un loc mai potrivit decât Timișoara pentru a începe campania electorală, liderii celor 3 partide, Cătălin Drulă, Eugen Tomac și Ludovic Orban, au fost prezenți în orașul de pe Bega pentru a-și face cunoscută viziunea de modernizare a României. Totuși, primii care au urcat pe scenă au fost Dominic Fritz, primarul Timișoarei, și Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Miza acestor alegeri în 9 iunie este clară. Trebuie să oprim cinismul și ipocrizia cu care PSD-PNL distrug visul european a generației noastre și să înlocuim acest cinism, această ipocrizie cu demnitate, cu corectitudine și cu un proiect adevărat de modernizare. Ce ar putea fi Europa dacă valoarea României ar fi reprezentată cu adevărat la nivel european? Dacă am avea oameni care nu doar că vorbesc corect română, ci mai vorbesc și engleză. Și din păcate, momentan nu avem acești oameni care să ne reprezintă. Ce ar fi dacă am avea oameni în Parlamentul European, în Guvernul României, la președinție, care pot să reprezinte adevărul potențial al Europei? Voi îmi dați putere să lupt pentru ceea ce credem cu toții, pentru spiritul Timișoarei, pentru valorile în care au crezut cei care au făurit Uniunea Europeană, ca o zonă de prosperitate lipsită de primejdea războiului. Dar credeți-mă că pericolul este cât se poate de real, ca această amnezie generală care parcă se transmite din generație în generație să ne facă să repetăm greșelile trecutului. Și de aceea vă spun că uniți putem opri tăvălugul autoritarismului și al dictaturii cu mănuși de catifea pe care PSD-ul vrea să o arunce peste întreaga Românie. Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a precizat că alegerile europarlamentare au fost trecute în plan secund sau chiar ignorate. Începem o campanie care ar fi trebuit să fie o campanie de alegere a reprezentanților noștri în Parlamentul European. De o lună jumătate, chiar 2 luni de zile, nu se mai vorbește nimic despre alegerile pentru Parlamentul European, despre ceea ce trebuie să facă reprezentanții României în Parlamentul European. Nu se mai vorbește absolut nimic despre provocările pe care le avem ca țară în cadrul Uniunii Europene și mai ales nu se mai vorbește nimic despre cum putem noi să fructificăm mai bine oportunitățile pe care le avem ca stat membru al Uniunii Europene. Sigur, se vorbește despre locale, despre cine mai candidează, cine nu mai candidează. Cătălin Drulă, președintele USR, a vorbit despre redarea încrederii cetățenilor în clasa politică. Alianța Dreapta Unită are planuri și după alegerile europarlamentare și locale și a propus să dea următorul președinte și următorul premier al României.